Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește pui la cuptor. Haideți să vă arăt ingredientele. Deci, aici, cum vedeți, am pregătit un pui care e un pui întreg, numai, uitați, eu am luat pieptul, vedeți, numai pieptul luată, în rest e întreg. Are aripile, are tot pe ea, am spălat-o, bineînțeles, e întreg, întreg. Și de ieri m-a rămas mie orez și vrem să mâncăm astăzi ca felul 2 și m-am gândit să fac numai carne, să nu mai fac lângă ea garnitură, că avem orezul de ieri. Și atunci, cum să fac carnea? Bineînțeles, ca să nu mai o lungesc, o să condimentez cu multe condimente, bineînțeles, și o pun în tepsie și o întreduc în cuptor ca să iasă un pui făcut la tavă, deci la cuptor. Delicios, cu multe condimente și o să mâncăm cu garnitură de orez. Orezul, bineînțeles, m-a rămas de ieri, o să vă arăt, orez cu braz și cu pui la cuptor. Acum, ce avem de făcut? Nu-i mare lucru, știți că eu totdeauna le fac foarte repede și simplu. Deci o să iau jos decât pieptul, osul ăla, că eu am folosit pieptul de la ea și o să condimentez foarte, foarte bine. Și o să pun frumos în tavă, că vreau să rămână așa întreg și o punem în cuptor, care în jumătate de oră eu zic că se face. Și vă arăt și orezul după aia și bineînțeles o să mâncăm la miaz. Bună ziua, vă spun și eu, dragilor, vă doresc o zi bună, vă mulțumim că ne urmăriți. Cum ați scoate ceva os de Da, vreau acolo? să are aici, vedeți că aici. Bun. Deci la piept are, vedeți ce repede pe partea asta am nimerit la fix. Deci osul ăsta îi luată pieptul, uitați, în rest îi pui întreg. Așa. Aici e tăiat, e curățat, spălat. O să mai tai din. E foarte mare. Stricuțitul. Nu le nimeresc exact încheietura. Încheietura, s-o nimic. Și Merit până acum, la urmă. cum vedeți, vreau să rămână așa întreg, cum e, ca să o punem exact așa. Și o pun aici, în boluțul ăsta, că e curat. Vreau să toc ceapa asta, că ceapa îi dă gust bun. O să pun așa, felii, peste. Hai la țiți, uite, o să-i dau la țiți. Stă pisica și se uită la mine ca să-i dau ceva să mânce. Și acum vreau să vă arăt. Eu am pregătit aici puiul, am pus o ceapă. Haideți să vă arăt. Am un sos din asta foarte, foarte picantă. Da, o să pun doar câteva picătură ca să fie, care are un gust așa aparte și picant. O să pun câteva picături așa. Atât, ați văzut că e foarte iute, deci e iute, iute. Și nu pot să pun mai mult, fiindcă atunci nu o să mai mânce Miriam. Uitați, o să punem am muștar dulce, vedeți, dulce, aici scrie. O să pun o lingură de muștar peste, așa. Aici am curry. Da, e un condiment indian care
să folosește. Uitați ce culoare frumoasă are. Are și o aromă și un gust aparte. M-ar trebui, dar nu am acasă, m-am uitat să caut ceva condimente mai specială. N-am decât un pic de cimbru uscat. Am. Punem foarte puțin, nu mult, nu-i mult, Mihai, nu-ți fie frică. O să punem un pic de ulei. Trebuie ulei, că dacă n-are ulei, din unde să se frige? Și acum, uitați, o să punem o linguriță așa cu vârf de sare. Nu vreau să fie foarte, foarte sărată. Și o să punem jumate de linguriță de piper, de sare, piper, muștar, curii, ulei, sos iute, boia și am pus un pic de cimbru, că numai aia am avut acasă condiment. Și punem așa o linguriță de boia dulce. Și acum o trebuie, deci am pus toate condimentele ce am avut eu acasă. Bine, dacă mai aveți ceva special, mai puteți să puneți. Și acum trebuie să bag mâna, îmi pare rău, dar musai să pun mâna, că trebuie să o masez bine, bine, bine. Uitați așa, vedeți? Să ajungă condimentele peste tot. Așa. O întoarcem, o facem paripi, așa, îi facem masaj la pui. Așa trebuie făcut și, bineînțeles, îi frecăm foarte, foarte bine până înăuntru, până afară, unde să ajungă condimentul peste tot. Așa. Și ceapa, v-am spus, usturoi, nu punem acum, că o să punem la urmă, la final, că dacă pun acum, se amărește. Usturoiul punem la final. Când e gata, o să fac un mujdei de usturoi și cine vrea, pune mujdei peste. Și, bineînțeles, masăm bine, bine, bine puiul. Uitați ce frumos arată. Așa trebuie să arată. Vedeți? Așa. Și o să pun în tavă. Și acum punem în tavă. S-a crăcit puiul. Și bineînțeles. Și nu mai pui nimic în tavă. Ce să mai pun, că mâncăm cu orez. Vrei să pun doi cartofi? Că avem orez. De-aia. Dacă avem orez, nu... Păi de-aia am făcut. Morcov, eventual, nu merge. Vrei tu morcov? Dacă vrei, putem să punem. Bine. Și colțul arată mai fain. Și mie îmi plac morcovii. Morcovii și merele am mâncat. Tot des am mâncat. Bine. Și de foame. Când mi-era foame, îmi curățam câte un morcov crud și ronțeam pe el. Sau câte un măr. Hai. Și o punem și osul ăsta. Că avem aici osul ăsta și, bineînțeles, eu am clătărit nu foarte bine, așa mare. Aici mai o să curățăm doi morcovi, doi cartofi, că vrea Mihai. Eu n-am vrut să mai pun absolut nimic, dar dacă Mihai asta dorește, așa o să-i fac. Deci punem și un ardei. Deci am un ardei. Aici am un dovlecei, dacă uitați, o să iau coaja așa mare. I le-am spălat eu, dar are coaja urâtă, vedeți? Așa de luat. Iau coaja. Și să vedeți cum o tăiem. Nu o să tăiem. Rondele în lung. Da. Așa, și asta mai tai odată, fiindcă e foarte groasă.
Și bineînțeles o să le punem. Și în partea aia le punem morcovi. Și dragii mei, aici m-a scos Mihai, că îi vrea morcov. O să fac morcov. 4 morcov, la fiecare câte una. Să le tăiem capetele. Așa. Și acum, bineînțeles, o să curățăm foarte bine. Sunt morcovi noi, acum le-am cumpărat, sunt foarte scumpe, 5 lei kilogramul, să știți, dar uitați, nu prea mă place, uitați cum arată. Vreau să are aici... Pentru că e pe jumătate, să o lași nu, așa. Dai, o las așa întreg, până să face... am scos. Așa. După ce să mai tai, Mihai, că morcovii ăștia scruz, fain și să fac, până să face puiul, să face și morcovii. Foarte fain. Și dacă Mihai vrea morcovii, îi fac, că el merită soțul meu dacă tot. Dacă tot facem în cuptor acum. Da, da, avem orez, garnitură și... Da, da, uite, nu facem cartofi. Un morcov acolo, puțin dovlecel și un ardei. Să nu fie puiul singur, săracul. A, să nu se plictisească în tepsie. Plânge acolo. Plânge, da, exact, bine zici. Și dragii mei, după cum vedeți, așa de simplu și așa de rapid se poate face mâncare delicioasă. Eu, cum am spus, m-a rămas de el orez și tot m-am gândit, oare ce să fac lângă orez ca să... na, știți că gol nu mere orezul, trebuie lângă ea ceva, păi ce puteam să fac decât carne, nu lângă. Și atunci m-am gândit, oare ce să fac, să fac ceva repede și bun lângă ea. Și atunci, bineînțeles, am zis că facem... Deci morcovii scurați și acum, bineînțeles, le punem așa. Uitați. Cum a zis Mihai. Altfel arată. Altă mâncare de pește. Da. Cum se spune. Uitați. Puțin sare pe dovlecei. Da, o să punem, da. Pe morcov, nu știu, nu pui, nu? Sau pe... Nu, pe pui nu mai pun nimic. O, pe morcov zi nu se pune. Nu, un pic așa. Nu știu, eu învăț. Da. Uite și pe morcov pune puțină sare. Un pic, trebuie. Și un pic aici, așa. Un pic de ulei. Și ulei trebuie. Și că nu umere fără ulei. Un pic. Puțin. Ardei pe morcov. E pe pui are acum. Păi are, da. Am mai pus un pic să se facă bine. Și acum, dacă tot condimentăm, suntem la... La ce-i cimbru? La ce-i zis? Da. Deci atât ai tot, așa o să rămână, așa arată, nu mai punem absolut nimic. Sper că vă place, ați văzut să face repede. Acum o punem în cuptor și lăsăm vă, eu zic, 30-40 de minute trăbă, dacă nu mai mult, până să face, bineînțeles. O să vă spun cât o durat în cuptor și o să servim cu... Pui cu legume și cu orez lângă. Vedeți, când faceți ceva, poate vă mai vine o idee, să mai adăugați ceva. Da. Mai cum am pus noi pui acum. Hai să punem și doi cartofi, un dovlece și un ardei. Nu, cartofi și... n-am mai pus acum. Am nu, pus legume că au vrut Mihai. Morcov, scuzați, am zis cartofi. Da. Deci acum... eu am zis că, na, eu fac numai pui, așa v-am prezentat, dar Mihai a vrut să pun și morcov.
Am zis că na, dacă pun morcov, pun și dovlecei, că am acolo și de ce să nu. Și acum deja noi aici avem meniu întreg, dar cum v-am spus, mai am și orez de ieri și o să mâncăm și cu orez. Prindem cuptorul. Dragii mei, asta este mâncarea noastră, așa îi, o să punem să se facă și când e gata, o să vinim cu finalul. Dragii mei, puiul este gata, am scos-o din cuptor, așa arată, uitați ce bine arată, s-a făcut foarte, foarte bine. Acum, bineînțeles, cum arăt, haide să vă arăt orezul. Deci așa arată orezul, vedeți? Ăsta e orezul de ieri. E orez cu praz, ce mi-a rămas mie. Și acum, bineînțeles, o să punem aici așa un dovlecel. O să punem așa un morcovel. Așa. Și tăiem o bucățică de carne. Arată foarte bine. Așa. Vă dorim și de noastră poftă mare. Veniți cu noi la masă, dragii noștri. Și asta este meniul nostru. Ne urmăriți. Vedeți cât mai multe rețete. Uitați-vă și pe videoclipurile din urmă. O să vedeți acolo fel și fel de rețete preparate de doamna Margaret. Da. Eu zic că arată bine, gustul e foarte, foarte bun, miroase foarte bine. Vreau să mai mut un pic, că nu-mi place, că așa arată mai bine. Da. Acum. Și cum v-am spus, avem orez cu legume și cu pui la cuptor. Este foarte gustos, foarte bun. Faceți și voi, că ați văzut în doar câteva minute, se poate găti o mâncare delicioasă, chiar delicioasă și gustoasă. Și puteți mânca foarte, foarte bine și cu ingrediente puține. Așa că nu rămâne decât să vă doresc poftă bună, dragii mei, și să mă urmăriți în continuare, că chiar avem nevoie de voi și sper să vă placă rețetele. Ați văzut că s-a făcut foarte repede și să încercați și voi. Să vă aud că v-a plăcut și că ați încercat și că v-a plăcut. Așa că poftă bună vă doresc și la revedere! La revedere, vă iubim mult!